Îți promite-o, mama motan, că sigur ăsta e drumul. Prin tunel pe aici. Da, nu am greșit drumul. E pe aici. Cum adică am greșit drumul? Nu, nu am greșit drumul. Ah, au, ai de capul meu. Da, 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 sigur, sigur ăsta e drumul. Cum adică mereu a fost iarnă pe aici, nu? Spre drumul spre casă, nu a fost mereu iarnă? Și uite, o luăm pe aici prin pădure. Da, nici eu nu prea știu bine drumul ăsta, sigur. Stai, stai să mă dau jos. Ah. Da, unde e bunicul Motan? Mamă, Motan, de ce nu vorbești? Mamă, Motan? Ești bine? Mamă, Motan! Vorbește-mi unde e bunicul Motan, că era aici. Mamă, Motan? Bă, ai înghețat? Vampiraș, o înghețat mamă Motan de la frig. Aoleu, și nu mai vorbește cu noi. Mamă, Motan, te rog, vorbește. Mamă, Motan! Nu, o înghețat de la frig. Ai de capul meu. Mamă, Motan, păi și ce-s cu valizile astea aici? Mai bine, mai bine dau jos valizile astea, că mai mult ne încurcă. Veniți încoa valizelor. Vă aruncă Draculas. Mamă, Motan, așteaptă-mă acolo. Wow, 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 wow. Stai puțin, mamă, Motan, să arunc valizele astea. Așa. Am aruncat, gata, am aruncat valizele. Vin acum, mamă, Motan. Mamă, dar ce frig este. Doamne, dar parcă era vară când s-au făcut deodată minus 40 de grade. Mamă, Motan, ești bine? De ce nu vorbești? Mamă, Motan, de ce nu te miști? Mamă, Motan! Mamă, Motan! Mamă, Motan! Mamă, Motan, gata, am aruncat valizele, ai mai mult loc aici. Da, bunicul Motan era după valize și nu mai este. Mamă, Motan? Mamă, Motan, ești bine? Bă! Mamă, Motan? O, aoleu, o îngheța, mamă, Motan. Uitați-vă la ea. O înghețat. Mamă, Motan! Mamă, Motan, trezește-te! Au, nu. Au, nu. Mamă, Motan, o înghețat de la frig, mamă, Motan. Mamă, Motan, haide cu mine, trebuie să mergem să te dezgheți. Aoleu, păi și bunicul Motan, unde-i? Acum, mamă, Motan, cea mai bună dezghețare e atunci când ești trasă de mașină. Aoleu, ta bunicul Motan. Trebuie să-l sun pe bunicul Motan. Stai puțin, mamă, Motan. Trebuie să-l sun pe bunicul Motan. Așa, am scos acum telefonul. Trebuie să-l sun pe bunicul Motan. Alo, bunicule Motan, mă vezi? Bunicule! Bunicule, alo, nu te aud. Uite, sunt aici cu mama Motan. Stai să-ți arăt un selfie. Așa. Bunicule, mă auzi? Bunicule! O răspuns bunicul, Bunicule, ce faci, mă auzi? Nepote, m-am pierdut și îngheț. Vino să mă iei. Cum adică te-ai pierdut, bunicule? Acum vin, acum vin. Da, sunt cu mama Motan aici, stai, mama Motan a înghețat. Ți-o arăt acum pe mama Motan, stai puțin să întorc telefonul. Uite-o, uite-o pe mama Motan. O înghețat și am legat-o din mașină și promit că acum merg la drum să te găsesc. Alo, bunicule? Bunicule, de ce nu mai răspunzi? Cred că o înghețat și bunicul Motan. Trebuie să mergem acum. Mama Motan, ține-te bine. Ești prea grea. Hai, mama Motan, că putem să o facem, mama Motan, putem. A, apare n-am legat-o pe mama Motan. Mama Motan, stai bine acolo? A, dar de fapt o înghețat nu mai poate să vorbească. Vampirași, în episodul acesta de astăzi o să trebuiască să o dezghețăm pe mama Motan și pe bunicul Motan. Sper să reușim. Dar mai întâi trebuie să-l găsim pe bunicul Motan. Aoleu, trebuie să am grijă la pod. De ce o luat foc mașina? Aoleu, nu mai merge mașina. Mama Motan, ține-te. Ține-te, mama Motan. Bunicule, venim după tine. Ai de capul meu. Mama Motan, stai puțin. Trebuie să repar mașina. Să repar această mașină. A, da, este un foc. Mama Motan, vino puțin. Poate așa o să reușești să te dezgheți dacă te pun în focul ăsta. A? Cum este? Simți că te dezgheți? Haide, mama Motan, dezgheață-te. Cum este, mama Motan? A? Nu ți-e mai cald acum? Hai, mama Motan, te-ai dezghețat? Mama Motan, bă, tot statuie ești. Bă, tot înghețată ești. Mama Motan, haide, trezește-te. Auleu, bă, și-o mai luat și foc. Stai puțin, mama Motan, că încerc să repar mașina. Aoleu, iartă-mă, mama Motan. Promit că mergem acum după bunicul Motan să-l găsim. Oh, Doamne, ce s-a întâmplat? Ai, Motan, mama Motan, aoleu, o lua și foc, e și înghețată. Mama Motan, mama Motan, uite, este o bază acolo. Poate te pot duce acolo să te dezgheți. O, apă, apă. Ah, evident că și apa asta este înghețată, este un lac înghețat. Doamne, nu știu cum am ajuns aici. Mama Motan, stai puțin aici până găsesc eu pe cineva care poate să te dezghețe. Alo, bună ziua! Este cineva aici? Bună ziua!
Stai, aud că vine cineva, mamă Motan. Mai rezist un pic, mai rezist un pic, mamă Motan. Promit că te dezgheți imediat. Alo, vă rog, deschideți. Am nevoie de urgență. O deschis ușa. Bună ziua, domnule, am nevoie de ajutor. Da, salutare, eu sunt băiatul cel prietenos. Băiatul cel prietenos? Domnule, am nevoie rapid de tine. Uite, vino puțin. Vino, haide, domnule, veniți un pic. Păi, nu-ți fac nimic rău, doar vino cu mine că am nevoie de tine. Uitați, domnule, mama Motan are nevoie de ajutor. Vino un pic. Cum adică? Așa, vino un pic. Uite, mama Motan o îngheța de la frig și mai și arde. Cum e posibil? Domnule, unde duci? Domnule, te rog, am nevoie de ajutor. Cum pot să o dezghesc pe mama Motan să opresc focul? Da, nu am mai întâlnit în viața mea o așa problemă. Păi, domnule, știu că n-ai mai întâlnit așa o problemă, dar am nevoie de ajutor, te rog, ajută-mă, ce pot să-i fac? Ai noroc că sunt băiatul cel prietenos și te ajut chiar acum, stai puțin. Bine, stau, promit că stau, doar haide, rezolvă mai rapid problema, te rog, dezgheață-o pe mama Motan, te rog. Așa, Draculas, uite, am adus această bombă să o dezghețăm pe mama Motan. Domnule prietenos, tu crezi că această bombă o să o dezghețe pe mama Motan? E sigur? Bine, o să încercăm. Dar vezi că dacă nu o dezgheață, știu unde locuiești și dacă această bombă este de fapt o minciună, o să vin după tine și o să te caut, domnule prietenos. Mama Motan, ai auzit ce a spus acest băiat prietenos? Că trebuie să folosim această bombă pe tine să te dezghețăm. Să sperăm că o să meargă. Mama Motan, pregătește-te, te dezghețăm! Mama Motan! A fost o minciună, ne-au păcălit! Auleu, ce bombă mare a fost! Mama Motan, măcar nu mai arzi! Dar tot înghețat ești! Mama Motan, te rog, vorbește! Auleu, cum am greșit drumul spre casă? Tu, m-ai păcălit! Ai spus că mama Motan o să fie dezghețată și o să poată vorbi din nou! Păi da, te-am păcălit! Hei, uite, măcar mama Motan nu mai este în flăcări! M-ai păcălit, nu? Și mama Motan nu mai este în flăcări! Dar ți-am spus că dacă mă păcălești... Stai puțin, mă duc să scot ceva din buzunarul mamei Motan. Mama Motan, știu că ești înghețată și nu poți vorbi, dar știu că mă auzi. Mai e pistolul ăla la tine? Îl mai ai? Stai, îți pun mâna în buzunar, stai. Așa, stai. Așa, l-am găsit. Mai e pistolul acesta. Am o treabă de rezolvat cu acest băiat. Domnule, m-ai păcălit cu acea bombă. Ai spus că o să o dezghețe pe mama Motan. Acum fugi, nu? Acum fugi. Dansează! De ce? De ce m-ai păcălit? De ce m-ai păcălit, domnule? Ai spus că ești prietenos și nu ești. Mama Motan, promit că o să te dezgheț și o să plecăm de aici. Mă duc să verific, să văd dacă are ceva la îndemână băiatul acesta prietenos. Alo, bună ziua! Bunicule Motan! Nu! Nu spune că și tu ești înghețat și nu poți vorbi! Bunicule! Auleu, bunicule! Nu! Și bunicul este înghețat! Bunicule, mi-a fost așa dor de tine! Și mama Motan este înghețată. Știu că m-au zis, dar promit că o să vă dezgheț și plecăm acasă și o să fie totul foarte, foarte bine. Uite, poți stai aici lângă mama Motan. Stai! Ce-ai spus, bunicule? Ce-ai spus? Bunicul înghețat! Pot să vorbesc acum, dar după îngheț de tot. Scaunul cu rotile este în spatele tău și putem lua mașina să fugim de aici. Acum bunicul o să înghețe de tot. Bunicul îngheață! Nu! Bunicule, nu! Auleu, bine că a apucat să vorbească bunicul. Are dreptate, este o mașină aici, dar unde e scaunul cu rotile? Este aici, scaunul bunicului, cu rotile. Bunicule, ți-am luat scaunul, promit că te pun acum în scaun și plecăm acasă și vă salvez. Uite, pune-te aici pe scaunul ăsta. Așa, bunicule, te-am pus aici pe scaun, stai bine? De fapt, eu încerc să vorbesc cu bunicul care e înghețat. Hai, vino încoa, bunicule, promit că aduc mașina. Hai, e mai simplu să aduc mașina aici. Aduc acum mașina, stați acolo. Dă-te butoile. Acum vin. Vin acum, stați. Mama Motan, bunicule Motan, stați acolo. Vă pun acum în mașină. Mama Motan, bunicule Motan, stați bine aici, stați bine. Aoleu, abia aștept să vă dezgheț. M-am dezghețat o leacă. Du-mă acasă, neghiobule. Acum, bunicule Motan, acum. Bunicule Motan, să știi că te iubesc. Mama Motan, te iubesc. Mergem acum acasă, promit eu. Îi dau acum. Auleu. Mergem acum spre casă. Întorc acum. Acum întorc mașina. O, bunicule, da, unde ți este scaunul cu rotile? Auleu, Draculas. Am căzut de pe scaunul meu cu rotile. Vai, bunicule, îmi pare rău că ți-am uitat scaunul cu rotile, dar nu mai avem timp. Vreau să ajungem odată acasă. Să vă duc să vă dezghez, să vă fac bine.
Auleu, adic vă așteaptă și Dracula Junior. Promiteu că după ce plecăm din pădurea asta înzăpezită, promiteu că vă dezghețați. Are Dracula grijă de voi, chiar dacă voi nu puteți vorbi, măcar știu cât de mult înseamnă familia și iubirea față de familie. Promit că vă duce acum Dracula direct acasă. Știu drumul să ieșim din pădurea asta, doar trebuie să aveți încredere în băiatul vostru Dracula. Oh, Doamne, mergem de 2 zile! Și tot nu am ajuns nicăieri. Îmi pare rău, nu știu dacă o să vă pot salva. Mama Motan și bunicule Motan. Mi-este așa foame și voi tot nu v-ați dezghețat. Uitați un hambar, acolo se ține elicoptere. De ce nu mai merge mașina? Cred că s-a stricat mașina. Nu mai merge mașina. Sunteți bine? Mama Motan, bunicule Motan. Aoleu, ei tot nu s-au dezghețat. Haideți că nu mai avem așa mult până la hambar acolo. Poate acolo e un avion. Stai că știu cum facem să mergem. Prin puteri magice! Putem! Putem să ajungem! Nu! Stați acolo! Stați acolo! Mă duc să văd dacă este un avion aici. Te rog să fie... Asta e singura noastră scăpare. Te rog să fie un avion. Este un avion? Vampiraș! Putem pleca acasă! Acum, bunicule Motan, mamă Motan, haideți! Haideți că am găsit, nu mai avem așa mult. Promit eu că nu mai avem mult până acasă. Haideți că putem merge cu mașina. Iertați-mă, am făcut accident. Unde mamă Motan? Aici. Haideți că vă pun acum în avion și plecăm acasă. Haide, mamă Motan, tu ești foarte înghețată. Te pun aici. Așa. Frumos. Nici n-o să simți acest drum. Și haide, bunicule Motan, vino încoace. Bunicule Motan, ce mă bucur că te-am găsit. Acum te pun și pe tine aici. Așa, ești pregătit, bunicule Motan? Spune, ești pregătit de cea mai mare aventură a vieții tale? Doar du-mă acasă, trebuie să mă uit la bingo. Acum, bunicule, acum mergem. Pregătiți-vă de un zbor cu Draculas. Haide, știu că pot. Știu că putem merge acasă. În sfârșit mergem acasă. În sfârșit, acasă! Îi dăm spre casă! Țineți-vă bine! Mamă Motan, ține-te bine! Bunicule Motan, țineți-vă bine! Nu! Bunicule Motan! Mama Motan, sunteți bine? Auleu! Ai zis că am ajuns în sfârșit acasă! Mamă! Trebuie doar să opresc ăsta! Stați! Defecțiuni tehnice! Defecțiuni tehnice! Sunteți bine acolo? Bunicule Motan, mamă Motan! Defecțiuni tehnice, mă dau jos acum din avion. Așa, m-am dat jos din avion. Bunicule Motan, trebuie să vă pun rapid în piscină. Bunicule Motan, mă duc să vă pun la voi în cameră să dormiți. Am ajuns în sfârșit acasă. Am ajuns acasă. Dracula Junior, am ajuns acasă, băiatul. Uite pe cine am adus. Pe bunicul Motan și pe mama Motan. Știu, Dracula Junior, și eu sunt foarte fericit că l-am adus pe bunicul Motan și pe mama Motan acasă. Mă duc să-i pun sus la ei în cameră. Așa, greu mai ești, bunicule Motan. Mă pun, mama Motan, n-am ce face, dar bunicul Motan va trebui să stea la tine în cameră. Te pun aici la somn, știu că sunteți obosiți. Și vă pun aici la somn să vă reveriți. Așa. Te iubesc, bunicule Motan. Te iubesc, mama Motan. Acum vă las la voi în cameră să vă odihniți. Ce mă bucur că am ajuns acasă. Vampiraș, dacă v-a plăcut acest episod cu bunicul Motan și mama Motan prin zăpadă, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, să dați like-uri și să lăsați comentarii dacă mai vreți episoade cu bunicul Motan și mama Motan. Ne revedem în episodul viitor, Vampiraș. V-am pupat pe toți. Salutare!